Încheiem periplul nostru din țara Bârsei cu o scurtă oprire la Codlea, un mic orășel aflat la poalele masivului Măgura, care ajunge undeva aproape de 1300 de metri, ceea ce ne face foarte privilegiați pentru că avem acces la natură, la pădure, la maial, la drumeție, la ștrandurile de la Codlea, pe care cu siguranță o bună parte dintre cei care ne privesc le cunosc. Și pe lângă acestea, locuitorii din Codlea se mândresc și cu o biserică fortificată, o altă biserică fortificată, construită inițial biserica undeva în prima jumătate a secolului al XIII-lea și probabil că se vede de aici, are ceva specific pentru că turnul pare să fie detașat, nu face corp comun cu biserica în sine, ci este cumva detașat. Puteți să admirați zidurile puternice ale fortificației. Trebuie precizat cumva că orășelul acesta a avut dintotdeauna un caracter oarecum, dacă nu urban, măcar semi-urban, și că aici activau o serie de bresle, prin urmare fiecare turnuleț de apărare ar fi fost dat în grija unei bresle. În afară de biserica fortificată, care își primește zidul începând cu secolul al XV-lea, ne lăudăm și cu un mai recent și foarte interesant muzeu al tradițiilor codlene, pe care îl vom descoperi în curând. Dar înainte de acesta aș vrea să vă povestesc că între Brașov și Codlea a existat întotdeauna, în trecut mă refer, un fel de competiție, își disputau, exact, pe motive comerciale, pentru că de îndată ce Codlea va primi statutul de oppidum, adică dreptul de a ține târg, desigur va intra în concurență cu Brașovul, care era oraș liber regesc, regal, avea și el privilegii comerciale, poate mai multe decât Codlea, și la un moment dat o să facă așa ca un fel de concurs, ia să vedem cine primește cei mai mulți negustori. Uh-huh. Evident că Brașovul a ieșit învingător, era și mai bine situat, avea și mai multe privilegii, era și mai mare și prin urmare și un număr mai mare de negustori. Dar aici unde se ține târgul? De cumva chiar aici. Întotdeauna târgurile se țin în zone centrale, în zone unde palpită viața, nu? Acolo unde se întâlnește toată comunitatea. Dacă și aici avem acum o promenadă. O promenadă și locul în care ocazional au loc tot felul de evenimente, concerte, festivaluri. Da. O legendă legată tot de Gabriel Bathory, iată, la care revenim, acest principe al Transilvaniei, cunoscut pentru cruzimea, da, omul negru. Așa îi și spuneau, ciuma Transilvaniei, se spunea, sau principele cel nebunii, se mai zicea. Ajunge la un moment dat și la Codlea și asediază pentru câteva zile fortificația în care se retrăseseră oamenii și printr-un vicleșug cumva reușește să-i convingă pe oamenii din cetate să le predea cetatea, să nu mai prelungească asediu, și le spune, mai oameni, nu, eu vă promit că dacă îmi predați cetatea fără să mai continuați, știți că vă dau... Exact, vă las liber să mergeți liniștiți către Brașov, de exemplu. Oamenii o predau de bună credință, dar de îndată ce sunt oarecum eliberați pe drum către Brașov, principele îi trimite un corp de armată și îi capturează și îi omoară. Ocupă, bineînțeles, Gabriel Bathory împreună cu corpul lui de armată, ocupă cetatea. Deci a reușit până la urmă să ocupe ceva. Exact, doar că nu peste multă vreme, un codlean isteț, se numea Thomas Goebel, are o idee foarte ingenioasă în ceea ce privește maniera în care ar putea să intre cumva în cetate cu oamenii, să o recucerească. Și atunci umple două ulcele cu vin și se plimbă așa prin fața porții de acces în cetate. Gardienii lui Gabriel Bathory erau acolo și cumva se preface că ar dori să intre în cetate. Gardienii îl opresc, iau ulcelele de vin și le beau până la fund și îl trimit de acolo. Probabil că nu era doar vin acolo, nu? Se întoarce. De data asta se va întoarce a doua oară, dar de data asta în vin pune un somnifer foarte puternic și în felul ăsta reușește să-i adoarmă pe gardieni, aducând oamenii să intre cumva și să-și recupereze cetatea. Interesant. În regulă. Haideți să descoperim și Muzeul Tradițiilor Codlene. Haideți.
Ne aflăm în interiorul bisericii fortificate de la Codlea sau Zeiden în limba germană, o biserică, una din numeroasele biserici din Țara Bârsei și din Transilvania, așa cum am și discutat că au existat aproape 300. Din fericire, aceasta se păstrează într-o formă foarte, foarte bună. Datează de undeva din secolul XIII, se pare că întreaga existență a orășelului, a târgușorului Codlei are de-a face la început tot cu prezența teutonilor în Țara Bârsei. Încă mai avem o comunitate activă aici în biserică. Aceasta este o biserică vie. Din câte mi s-a explicat, mai există încă peste 300 de noriași. Okay. Biserică. Care folosesc această biserică pentru ocazii speciale. Astăzi este ziua de Rusalii la Sași, mă rog, nu numai, și la catolici. Prin urmare, astăzi s-a oficiat serviciul divin chiar în această biserică. Pentru alte slujbe folosesc o încăpere anexă undeva în zidul de fortificație. Probabil că ar trebui să abordăm lucrurile cumva cronologic și v-aș ruga să vă îndreptați atenția către tavanul casetat, da, care este elementul super, cel mai spectaculos al bisericii, pentru că sunt 252 de casete de reprezentare ale rozei, ale trandafirului lui Luther, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale bisericii luterane și care apare aici în mai multe ipostaze. Ar trebui să fie simbolul tradiției creștinilor luterani. Tavanul datează de undeva din secolul XVIII, din aceeași perioadă cu amvonul pe care îl puteți vedea chiar aici deasupra. Cel de aici, de lângă noi, amvonul de aici. Da. Dacă ați aruncat o privire, o să vedeți că felul în care este structurată biserica în ideea că oamenii să se așeze, să asiste la slujbă, ne reflectă cumva caracterul, dacă nu 100% urban, măcar semi-urban al acestei așezări. Avem din nou băncile fără spătar pe mijloc, băncile femeilor. Da? Avem pe cele două laturi bănci dedicate bărbaților. La etaj puteți să vedeți galerii în care se puteau așeza tineri confirmați, calfe și ucenici. De asemenea, vedeți și câteva semne de breaslă. Probabil că este semn de... asta de aici, da, care curg. Buie menționat faptul că construcția în sine, biserica este cel mai vechi element din secolul XIII, dar începând cu secolul XV, adică cu momentul în care încep să se intensifice atacurile otomanilor, se impunea un element de apărare mult mai puternic. Prin urmare, se construiește această fortificație în jurul bisericii, care va avea și patru turnuri puternice de apărare, fiecare încredințat unei bresle. Așa cum am spus, biserica nu are turn, nici nu a avut inițial turn. Poate din punctul ăsta de vedere ar fi o excepție în Țara Bârsei. Ulterior s-a amenajat un turn clopotniță în ceea ce fusese bastionul dogarilor. Al fierarilor. Ok. Dacă tot am vorbit de elemente vechi, continuăm cu secolul XIX, o foarte valoroasă orgă, opera a lui Johann Prause din Silezia, una din cele mai prețioase și valoroase orgi din Transilvania, de altfel. Și nu putem să nu remarcăm, nu știu dacă le zic bine, candelabrele sau... Da, bună întrebare. Arată exact. Într-un fel superb. Tot stilizate sub formă de roză a lui, de trandafir a lui Luther. Mhm. Și, continuând cronologia, ultima în cronologie este, ultimul este altarul, vine de la începutul secolului 20, așa cum vedeți, îl reprezintă pe Mântuitor, flancat în cele două părți de Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Pe unul vedeți cu cheia în mână și pe celălalt cu sabia. Având în vedere că pe monumentul dedicat victimelor din primul război mondial care au aparținut de comunitatea aceasta
am văzut case care ajung la numărul 980 și presupunem că a fost o comunitate mare. Destul de mare, exact, da. Destul de mare. Vă aduceți aminte? Codul numeric personal al fiecărui atașat la SAS este la numărul familiei. Casei. Și este numărul casei, da. Exact. Brodat pe șorțurile femeilor, da. Pe cojoacele bărbaților, pe sigiliu. Și pe sigiliul da. Pentru turnul slăninii.